ne aflăm în Biserica Adormirea Maicii Domnului 1, alături de Părintele Jean, care a descoperit la, alături de restauratorii care au lucrat, de lucrătorii bisericii. Acum, spre sfârșitul lucrării de restaurare, când aproape să terminăm, domnul Tănase Valentin, restauratorul, șeful lucrării, a descoperit că sub trei mâini de pictură era regele, este regele Carol I. Chiar aici, în spatele nostru, ne spunea. Și după o muncă destul de grea, au descoperit, au scos la iveală chipul și iată, avem alături de noi la Sfintele Slujbe de acum înainte și pe regele Carol I. Spuneați că a durat 4 ani. Întreaga restaurare, acum 4 ani am început, după ce am făcut documentația, vizele de la Ministerul Culturii și toate celelalte, am început lucrarea și foarte, foarte mulți oameni ne-au sprijinit, în prim, în special au fost foarte mulți donatori din rândul enoriașilor, credincioșilor, nu numai din parohia noastră, ci din toată Constanța. De asemenea, am primit ajutoare și din partea Guvernului României și din partea primăriei. Și cu toții, iată, am ajuns spre sfârșitul lucrării și arată foarte, foarte bine biserica noastră, care credem că este cea mai frumoasă din Constanța. Ne spuneați mai devreme totodată că este și singura biserică care are pictura regiului Carol. Din câte știu eu, cunosc majoritatea bisericilor din Constanța, este singura care are pe regele Carol pictat în biserică și, de asemenea, nu peste mult timp, avem și un policandru care avem dovezi că este donat chiar de regină. Și lucrăm la el de mai multe luni și sper să-l restaurăm și să-l așezăm la locul unde a fost prima dată așezat în biserică. Povestiți-mi puțin și despre celelalte picturi care deja s-au colorat viu. Restaurarea, după cum vă spuneam, a durat destul de mult și foarte multă migăleală, foarte multă muncă. Ceva așa, să zic, unic, unicat, fondul sfinților este chiar din foiță de argint. Erau trei mâini pictate peste el, o culoare verde închis și iată, cu ajutorul lui Dumnezeu, al Maicii Domnului, care e ocrotitoarea bisericii noastre, ne-am străduit cu toții și am ajuns aproape de finalul lucrării. De asemenea, iar este foarte important, la exteriorul bisericii avem peste 30 de icoane care le vom restaura în cel mai scurt timp și sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu până la sfârșitul anului să terminăm lucrarea, această lucrare sfântă. Vorbeați că a durat și foarte mult și costurile au fost foarte mari. Puteți să ne spuneți la ce sumă se ridică toată lucrarea? Consolidarea bisericii a început acum mai bine de 12 ani. A durat destul de mult, în special la turla bisericii, care a fost foarte afectată. A trebuit să dăm o parte a turlei jos și am realizat lucrările jos pe pământ și am urcat-o cu o macara. Lucrări destul de scumpe, pentru că este monument istoric clasa A și a trebuit și muncitori specialiști și echipe de muncitori care au costat destul de mult, dar toate acestea au fost realizate cu ajutorul donatorilor. Și cu ajutorul oamenilor de bună credință din oraș. Să știți că în orașul Constanța sunt foarte mulți oameni credincioși, iubitori de biserică, care îl iubesc pe Dumnezeu, pe Maica Domnului și pe Sfinții. Spuneați că este și prima biserică românească. Prima biserică românească după catedrală și biserica greacă în acest nou cartier, cartierul de sus, în 1902 a fost proiectat, de fapt proiectul era prin 1899, dar în 1902 au fost discuțiile și în 1905 au început lucrările de zidire a acestei frumoase biserici. De asemenea, au fost aduși cei mai buni pictori din vremea aceea, domnul Dumitru Marinescu, care a pictat biserica și este o pictură foarte, foarte frumoasă. Au fost terminate lucrări în 1911, după cum vedem și în pisanie, sunt trei pisanii la intrarea în biserică. Chiar acum lucrează restauratorii la partea de intrare în biserică. Mai spuneți-mi despre această pictură uimitoare cu regele Carol. Pictura, vă spuneam, a avut trei mâini de pictură peste ea. Când
au făcut testări, chipul regelui se vedea destul de șters, cred că restauratorul mi-a spus că a fost șters cu, și cu altceva, în afară de faptul că a fost pictat peste el, dar restauratorul foarte bun, iată, a scos și a ieșit destul de bine, zic eu, foarte bine a ieșit regele Carol, care stă și străjuiește aici în biserica noastră. Cine era pictat înainte să-l descoperim pe regele Carol aici? Înainte era pictat Preasfințitul Chesarie, care a fost episcop al Constanței. Povesteați ceva mai devreme și despre episcopul Nifon? Da, este episcopul Nifon cel care a sfințit biserica în 1911 și așa cum este în tradiția bisericească, episcopul care a sfințit biserica este pictat și el este realizat foarte bine din punct de vedere artistic față de Preasfințitul Chesarie, care din punct de vedere artistic nu era atât de bine realizat și din cauza aceasta ne-am dat seama că aici trebuie să fie ceva în spatele Preasfințitului. Spuneți-mi cum vă numiți, să știe și cetățenii cine sunteți. Mă numesc Mihai Jean, sunt preot paroh al acestei biserici din anul 2002. Povestiți-mi despre descoperirea pe care ați făcut-o aici. Când am făcut primele probe și am dat de fragmente din veșmântul, din îmbrăcămintea regelui, ne-am dat seama despre ce este vorba. Și după aceea am curățat încet, încet. Am descoperit că la un moment dat, probabil în anii 50, odată cu venirea comuniștilor, tabloul a fost acoperit cu un strat de vopsea, probabil o vopsea industrială de, nu știu, din port, abar n-am, era un gri foarte urât, pe care l-am depărtat foarte greu și pictura era acoperită după aceea cu o altă intervenție din anii 70 a părintelui pictor Lembrău. A trebuit să renunțăm la ea și am ajuns din nou la nivelul anului 1910. Ceea ce este o bucurie, cred că și un... Câte zile a durat să ajungeți la imaginea completă? A fost o muncă de 2 săptămâni. Și apoi pictura a fost realizată întotdeauna de dumneavoastră, înțeleg. Noi nu am pictat-o, noi am găsit pictura veche și am integrat-o acolo unde ea era erodată sau nu era întreagă. Am înțeles. Mulțumesc. Spuneți-mi cu cine am stat de vorbă. Restaurator Tănase Valentin.